Republica Moldova marchează astăzi Ziua Limbii Noastre, declarată drept sărbătoare națională. Evenimentul a început de dimineață cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor. Primii care au adus omagiu au fost deputații și membrii Partidului Șor. Chiar de la primele ore ale dimineții, reprezentanții Partidului Șor au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. El a menționat că limba este cel mai frumos tezaur al unui popor și a îndemnat pe cetățeni să o prețuiască. Sperăm foarte mult ca limba să fie acel element definitoriu al statului care să unească întreaga societate, să nu ne divizeze, indiferent fiecare cum nu ar numi-o. Limba trebuie să fie cunoscută, limba trebuie să fie vorbită corect. Vreau astăzi să le urez ca moștenirea pe care o avem să înflorească și foarte mult am vrea ca în licee și gimnaziile din Republica Moldova să se învețe limba de stat în așa măsură ca toți cetățenii țării și noua generație să poată vorbi liber în limba lor. Îi felicit pe toți cu ocazia acestei sărbători. În orice situație trebuie să citești, să respecti și să-ți iubești limba. Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele Partidului Șor, Ilan Șor, care a precizat că, deși subiectul limbii vorbite a fost excesiv de politizat, totuși adevărul nu poate fi politizat. La fel, politicianul a recitat câteva versuri semnate de poetul Grigore Vieru. Singurul și cel mai mare omagiu pe care trebuie să-l aducem limbii este să o învățăm. Trebuie să depunem mai multe eforturi. Asta fac și eu și vă îndemn și pe voi să faceți la fel. În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să mângâi. Iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Și conducerea Parlamentului, dar și câțiva deputați ai fracțiunii PAS au depus flori la busturile scriitorilor români de pe Aleea Clasicilor. Este o zi importantă, zi în care trebuie să ne amintim, cred că, în primul rând, de cei care au avut curajul acum 32 de ani să iau o decizie istorică, o decizie curajoasă. Avem multe de făcut, mai e și articolul ăla în Constituție, mai e și datoria să promovăm limba română, nu doar să ne amintim la aceste sărbători. Totuși, Igor Grosu nu a putut spune exact când Parlamentul ar putea modifica denumirea limbii în articolul 13 din Legea Supremă, care prevede că limba de stat este cea moldovenească, sugerând că în legislativ nu s-ar găsi destule voturi pentru a amenda Constituția. Iar premierul Natalia Gavrilița și președintele Maia Sandu au depus flori la mormintele poeților Alexei Mateievici și Grigore Vieru, în semn de omagiu pentru că au cântat și au dus faima limbii române. Sărbătorim Ziua Limbii ca zi națională ca să ne amintim în fiecare an cât de norocoși suntem că avem libertatea de a vorbi limba română, a scris prim-ministrul pe Facebook. Mai târziu, șeful statului a publicat un mesaj video. Îmi doresc ca limba română să devină numitor comun pentru toți cetățenii Republicii Moldova, oricare ar fi limba lor maternă, și să funcționeze aici în armonie cu celelalte limbi. Ucraineana, rusa, găgăuza, bulgara și altele. Depuneri de flori au avut loc și la bustul poetului Mihai Eminescu din Orhei, unde au participat conducerea municipiului și a raionului Orhei, dar și câțiva deputați din partea Partidului Șor. Generației care urmează, care vine de urma noastră, să știe că efortul care l-au făcut înaintașii noștri a fost tocmai pentru ca ei astăzi să aibă această liniște, să învețe în limba română, să fie educați în această limbă și să se mândrească până la urmă. Din păcate, acest subiect este politizat, societatea este divizată, doar că trebuie să ne mândrim că poporul nostru are, cum și-am mai spus de multe ori, are imn, are drapel, are popor și are, evident, o limbă. Sunt sigur că această istorie se va finaliza
în timpul, cred că, cel mai apropiat. Limba noastră este o sărbătoare națională celebrată anual în Republica Moldova la data de 31 august. Pentru prima oară a fost marcată în 1990.